alegerile în ceea ce privește componența organizației PSD Mihăilești au avut loc sâmbătă la cabinetul deputatului de Giurgiu Florian Nicolae din cartierul Tineretului. Lipsa de spațiu și numărul prea mare de participanți au fost principalele motive din cauza căruia conferința nu s-a desfășurat în orașul Mihăilești. La eveniment au participat circa 40 de persoane care au avut un singur scop, acela de a schimba orașul în bine într-un mod organizat și sub influența unui partid puternic. Ședința de constituire a fost condusă atât de vicepreședintele organizației județene Florian Nicolae, cât și de reprezentanții ai organizațiilor PSD de tineret, pensionar și femei. Conferința a debutat cu imnurile României și a Partidului Social-Democrat. După efectuarea prezenței celor din sală, membrii PSD au urmat principalele etape prevăzute de lege în ceea ce privește constituirea unei organizații de partid. După desemnarea membrilor din prezidiu, PSD-iști au trecut la aprobarea proiectului ordinii de zi. Vă propun proiectul ordinii de zi al adunării generale de constituire și anume, primul punct, dezbateri asupra temelor politice actuale și expuneri de motive cu privire la necesitatea constituirii organizației PSD din orașul Mihăilești, județul Giurgiu. Al doilea punct al ordinii de zi, prezentarea statutului Partidului Social-Democrat și a programului politic al partidului. Punctul 3 al ordinii de zi, dezbaterea principalelor probleme de interes cetățenesc ale comunității. Punctul 4 al ordinii de zi, prezentarea listei membrilor fondatori a organizației și adoptarea hotărârii de constituire. Punctul 5 al ordinii de zi, alegerea primului birou de conducere al organizației. Cine este pentru aprobarea acestei ordine de zi? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. După îndelungi dezbateri pe baza celor 5 puncte aflate pe ordinea de zi, membrii prezidiului au dat startul procesului de votare în regim deschis a persoanelor care vor face parte din organizația PSD Mihăilești. În urma alegerilor, cel ce ocupă postul de președinte este Ion Drăgan, care spune că nu este pentru prima oară când ocupă o astfel de funcție. Am fost familiarizat, să zic așa, cu funcția asta. Eu am mai fost președinte, am ocupat funcția de președinte la PSD la organizația Mihăilești cu ani în urmă. Acum, cetățenii din Mihăilești m-au preferat pe mine că îmi știe capacitatea de muncă și cuvintele bune care de-a lungul timpului m-a consacrat și le-am adresat tuturor oamenilor. Mai ales că eu am avut și o funcție și nu i-am jignit. Am fost aproape tot timpul de ei și sper în continuare să procedez la fel ca până acum. Ca prioritate ele ar fi mai multe. Suntem ceva în urmă cu satele Popești-Novaci, suntem în urmă cu satul Tufa, care aparține de Mihăilești. Chiar cu Mihăileștiu suntem în urmă. Deci nu prea s-au făcut multe realizări în Mihăilești. Suntem la pământ. Ședința continua cu alegerile membrilor de conducere a organizațiilor de femei, pensionari și tineret din aceeași localitate. Odată cu terminarea conferinței de constituire, deputatul de Giurgiu Florian Nicolae a ținut să-i felicite pe noi membrii PSD și să-i sfătuiască să rămână uniți, pentru că doar așa pot reuși să iasă învingători. Organizația județeană a Partidului Social-Democrat din Giurgiu a sprijinit înființarea organizației orașului Mihăilești a Partidului Social-Democrat. Această organizație a fost înființată la sala de conferințe a cabinetului deputatului PSD, adică a subsemnatului, deoarece s-a dorit
ca la acest act de înființare să participe și reprezentanții ai Organizației Județene a Partidului Social Democrat. Am fost deosebit de onorat să fiu gazda unei astfel de manifestări, mai ales pentru faptul că am revăzut oameni pe care i-am cunoscut în urmă cu mulți ani și mă bazez pe eficiența și eficacitatea domniilor lor în actul de organizare a Partidului Social Democrat în orașul Mihăilești. Spuneți-mi, vă rog, ce priorități aveți în ceea ce îi privește pe cei de la Mihăilești? În primul rând, să-i sprijin să-și constituie o asociație așa cum și-o doresc. Nu vreau să mă implic în activitatea politică a domniilor lor, decât să fiu liantul acestei organizații locale orășenești, pentru faptul că este nevoie ca într-unul din cele trei orașe ale județului nostru să funcționeze o formă de organizare a Partidului Social Democrat, o formă de organizare echilibrată, armonioasă și, bineînțeles, dezvoltată. Spuneți-mi, mă rog, ce le doriți acum proaspeților membrii PSD? Le doresc să fie uniți, să nu se dezbine, să sprijine populația pentru dezvoltarea urbei lor, să sprijine populația din satele arondate orașului Mihăilești, să fie atenți la toate nevoile comunității, să promoveze lucru bine făcut și să contribuie la atragerea de investiții și investitori pentru crearea de noi locuri de muncă pe raza orașului Mihăilești.